Marim! Haide, curaj! Haide! Curaj! Victor, un meci incredibil. Am condus, am avut șansa de 2-0. Din păcate, rezultatul de pe tabelă nu ne îndreptățește să ne gândim la niciun punct.
Da, te salut, Alex. Din păcate, plecăm fără niciun punct, în urma unui joc foarte bun pe care l-am făcut, cred că vreo 75 de minute. Un joc pe care l-am controlat, cu gol marcat în prima repriză, penalti în repriza a doua, puteam să ne desprindem, facem 2-0. Din păcate am ratat și n-am reușit să ne desprindem pe tabela de marcaj. Colac peste Pupăz am primit și un cartonaș roșu. Am rămas în 10 oameni, după care am primit un gol dintr-o centrare. Am încercat să conservăm rezultatul, n-am reușit și plecăm învinși în urma unui joc, a unui rezultat care nici acum nu vine să cred că este. Consider că este nemeritat, consider că am făcut un joc bun, din păcate am fost naivi și naivitatea în fotbal se plătește. Experiența lui Alex Cioablu ar fi trebuit să aducă altceva, nu eliminare. Consider că, eu știu, faptul că nu s-a pregătit atâta timp cu echipa a contat atât de mult să... Nu vreau să acuz pe nimeni. Se poate întâmpla să ratezi penalti, probabil trebuie să fie mai atent, știind că avea un cartonaș galben, să nu mai facă acea alunecare. Din păcate, probabil din dorința de a face prea mult, a încercat să recupereze o minge. Cred că și arbitru a dat prea ușor al doilea cartonaș galben. Incredibil cum poți să-ți bagi joc de un meci, de 3 puncte, pe care eu consider că le meritam cu prisosință astăzi. Urmează. Asta este fotbalul, merge mai departe. Eu una peste alta sunt mulțumit de băieți cum s-au prezentat. Dacă reușeam să-mi scrie din penalti, dacă nu ne-am în 10 oameni, cu siguranță n-aveam cum să pierdem cele 3 puncte astăzi. Cu siguranță urmează o analiză din partea ta asupra jocului, asupra evoluțiilor jucătorilor. Ce te aștepți să vezi săptămâna următoare de pregătire? Da, suntem obligați să continuăm să ne pregătim, suntem obligați să ne prezentăm la următorul joc, suntem obligați să-l câștigăm. Nu știu, cred că și ei realizează că am fost naiv. Nu cred că poți să-ți bagi joc cu atâta ușurință de un rezultat bun și de un joc bun făcut, v-am spus, 75 de minute. Am fost naivi și plătim. Rogo, din păcate plecăm fără niciun punct, după un meci pe care l-am controlat cel puțin 70 de minute. Salut, Alex. Într-adevăr, prima repriză, eu zic că am controlat-o cap-coadă, a doua repriză, într-adevăr, cred că 25-30 de minute le-am controlat, după... A venit acea eliminare, au venit golurile, din punctul meu de vedere, sunt niște greșeli copilărești, iar rezultatul a fost, cum bine știm, 3-1. Cât de mult v-a afectat pe voi eliminarea, practic? Acolo s-a rupt totul. Într-un meci de fotbal se poate întâmpla, adică e ceva normal, poți rămâi oricând în inferioritate, dar atunci echipa trebuie să fie mai unită, trebuie să depunem un efort mult mai mare și puteam să obținem un rezultat bun. Din ce știu, tu erai desemnat să execuți acea lovitură de la 11 metri. De ce n-ai făcut-o? Da, într-adevăr. Eu sunt primul, după Calu, apoi Dina. M-a rugat frumos Cioablă și fiindcă a intrat puțin mai înainte, am considerat că e ok să-i las mingea să bate. Pentru că era primul meci și avea un moral bun după acel gol. Regreți că ai făcut asta acum? Sincer, nu regret, pentru că se poate întâmpla oricui. Și eu am ratat campionatul trecut, îmi pare rău pentru el. Sper să-și revină și să marcheze, pentru că e un jucător bun și ne poate asta. Vă revanșați runda următoare? Sperăm, pentru că ne gândeam să obținem 3 puncte astăzi, adică ne doream cu toții să obținem cele 3 puncte și e păcat. Mersi. Mare.